un sentiment de prietenie și de oameni oarecum dragi. Și Florin întotdeauna, când îi asculta, el și arăta și el că știe să cânte. Iar cei care cântau îl îmbrățișau cu bucurie faptul că era unul de-a lor, da. Să zicem așa, în ghilimele, unul de-a lor. Adică, uite, nu e... întrebai de un fluierat sau ceva și când scotea Florin și fluierul și cânta, ei deja se deschideau. Erau atenți ce cântă Florin, că el știa melodii din alte zone sau parte pe care ei nu le auziseră, nu le știau și atunci, și arăta și el și el. Atunci se stabilea o relație de prietenie și intram ușor în relație cu ei. Iar cu unii dintre ei chiar am continuat așa o relație de prietenie, adică ne-am reîntors la ei. Apoi m-a venit cu copii, a mai venit un copil, m-au văzut însărcinată la unul la Țațanița. Am fost însărcinată, ești însărcinată, bine! Și adică tot timpul era o relație de prietenie și de așa de familie, în care sunt unii oameni care, cum e nea Vasile din Toplița, la care am și stat și soția lui, adică ne-a și scris, ne-a trimis scrisori, o scrisoare, am și vorbit la telefon. Am uitat la botezul fetiței mele, am mers la ei la fân, la culoare. Am mers cu ei la fân, deci relația a tot crescut și era o continuă. Mai ales că oarecum eu, cel puțin, dar cred că și Florin, cel puțin eu, simt așa nevoia bunicilor de la țară. Și în fiecare, pe care nu-i avem. Adică eu îi simt, le simt lipsa. Și așa când ne reîntorceam la ei, așa i-am zis, am cules mere împreună, avem niște fotografii foarte frumoase și cu copiii, la cules de mere, și atunci mă simțeam că mă reîntorc la niște bunici sau la niște oameni și ei ne primeau și hai Florin să-ți mai arăt, hai, ia, e și fata să cânte, hai să cântăm împreună. Asta a fost relația. Acum las pe Florin mai... Da, am avut multe, multe, cel puțin acum mai mulți ani, multe excursii împreună. Și pe lângă asta am avut și o parte de cercetare mai serioasă la muzeu, mai ghidată, ca să zic așa, și mai lăsată pe obiective mai clare și de cele mai multe ori am reușit să iau și pe Beatrice, care făcea fotografii și au făcut fotografii foarte bune. Uneori am mers și singur sau cu echipa mea de la Muzeul Țăranului Român. O experiență foarte frumoasă, cum să nu, rămâne. Mai învățam câte ceva din bucătărie, mă mai învățau tantile o plăcintă, ok? Foarte frumos sentimentul și așa cu drag. De unii chiar, uite, pe care i-am, deși nu ne-am reîntors de multe, uite cum e și, cum îl cheamă, Moșnegel, știi? Așa simți când Africa a murit sau au murit unii, simți așa o tristețe, da. Se leagă anumite... Prietenii, așa, știi? Am umblat foarte mult împreună în Vrancea. Chiar am fost prima dată, cred că sunt 20 de ani, de când am fost împreună și cu un alt prieten. Și am umblat așa peste dealul din sat în sat. Am dormit și la o mănăstire și la niște oameni acasă și nu mai țin minte exact pe unde. Și am cunoscut și nene care cânta la fluier și ne-a rugat să-i facem fotografii și ne-am întors să-i le ducem peste un an și ceva. Și când am revenit acum... câțiva ani de zile am avut aproape o depresie acolo, văzând locul. Faptul că mulți tineri au plecat și locul e cumva îmbătrânit. Când am mers de prima dată, erau mulți, mulți copii. Când vedeai hărmăla aia de copii care aleargă. Păi erau drâstele, mașinile. Erau drâsta care spală covoarele și care, mă rog, sunt mai multe. Și funcționau, erau două funcționale acolo, într-unul dintre sate. Ne-am cumpărat niște... Târlici. Niște ciupici de astea care erau făcuți din pâzlă cu o talpă de cauciuc legată așa cu cuie, foarte drăguțe arătau. Ei râdeau în zonă, ziceau adidași de nistorești, așa se numea comuna unde făcea respectiv om, care nu mai este nici el. Nu, mai și arăta așa de frumos, wow, erau și cumva revenind așa de mai multe ori acolo și la un moment dat a fost o pauză destul de lungă și când am revenit după mai mulți ani, am avut un sentiment așa de foarte greu de explicat. De părăsire. Lumea moare așa, o simți cum se duce și cum... Și cu ea multe lucruri, uite, nu mai erau drâstele, nu mai era nimeni. A fost ciudat pentru mine. A fost un sentiment așa, am plecat bulversat un pic. Și faptul că ne-am revăzut și cu această bătrână după vreo 9 ani de zile,
Urma, da, revenit iarăși am venit. Mă rog, am fost o cercetare mai lungă și am publicat la Muzeul Țăranului Român un disc cu muzică din acea regiune, partea asta pe care am de cercetare. Și a fost un concert anul trecut și m-am simțit cumva că am întors ceva către acei oameni și că am reușit să rămână un document și pentru ei e important că sunt un compact disc, am fost la un concert și foarte frumos.